Să spuneți, vă rog, ce lucrări se desfășoară în școala din Bistra astăzi? La școala gimnazială Nicodim Garea din Bistra s-au efectuat în această vară, pentru că lucrările au început cu data de 1 iunie, au fost lucrări multe și ample, zugrăveală totală, pentru că nu s-au mai efectuat de foarte mulți ani, zugrăveală în toate clasele, în toate spațiile, tavan, pereți și soclu. Apoi am schimbat parchetele în toate clasele. Pe hol se va pune, s-a luat tarchetul vechi, pentru că la fel era vechi și în unele părți era deteriorat, se va pune tarchet nou pe scări, pe holul de jos. Se va pune inclusiv pe perete până la 1,25 m, pentru că se va întreține mult mai ușor, nu se va mai murdări atât de repede și chiar dacă se murdărește, se poate spăla. La fel, sălile au fost dotate cu videoproiectoare și unele dintre ele mobilier. Cam astea sunt lucrările care s-au efectuat în această vară la școala noastră.